Vă spunem încă o dată, bine ați venit în Biserica Sfântul Silvestru și vă mulțumim celor care ați venit în această seară și celor care ați rămas de la evenimentul precedent. Nu greșesc dacă spun că fiecare dintre noi ne bucurăm atunci când primim un dar sau atunci când dăruim. Și în această seară suntem în această postură de a primi darul și de a da darul. Și mă gândesc că poate cel mai frumos dar pe care îl poți oferi unei persoane iubite, unei persoane dragi, este timpul tău. Este un frumos dar atunci când ai răbdare să asculți pe cineva. Este un frumos dar atunci când compătimești pe cineva. Este un frumos dar atunci când slujești cuiva. Este un frumos dar atunci când porți de grijă cuiva. De ce este atât de frumos acest dar al timpului? Pentru că odată dăruit acele persoane dragi, nu-l mai poți avea niciodată înapoi. Este un timp pe care tu îl rupi din tine și îl dăruiești celuilalt. Prin prezența dumneavoastră aici, arătați faptul că sunteți dispuși să rupeți puțin din cotidian, din timpul dumneavoastră și să-l dăruiți cuiva. Să-l dăruiți în această seară Părintelui Nicolae. Pentru că, iarăși, nu greșesc dacă spun că și Părintele Nicolae, la rândul lui, va dărui acest frumos dar timpul lui. Și poate că, prin prezența dumneavoastră aici, această prezență este, de fapt, cea mai clară mărturie. Întruchipează, de fapt, ceea ce Sfântul Apostol Pavel a spus corintenilor. Că dragostea nu cade sau nu moare niciodată. Iată că dragostea dumneavoastră pentru Părintele Nicolae trece dincolo de mormânt. Și prin prezența dumneavoastră, aici, în mijlocul nostru, ați întruchipat această dragoste pentru Părintele Nicolae. Mă gândesc chiar la faptul că toată viața Părintelui a fost pusă oarecum sub această virtute a dragostei. Și a iubit neamul românesc, neamul lui, chiar cu prețul vieții. A iubit adevărul pe care l-a mărturisit cu atâta tărie, chiar cu prețul vieții. A iubit slujirea preoțească până la cel mai înalt nivel, cu deplină smerenie. Și mai mult decât atât, l-a iubit pe cel de lângă el. Chiar dacă într-un moment al vieții, aproapele s-a dovedit a fi un om rău. Și Părintele Nicolae, iubind acest adevăr, iubind acest neam, a avut totdeauna în minte acel cuvânt al Sfinților din închisori, atunci când veți fi liberi, să nu ne răzbunați. Și iată că în această seară, Părintele Nicolae este în chip duhovnicesc în mijlocul nostru. Mi-aduc aminte de o vorbă a vremului de pomenire Părinte Constantin, Părintele Poslujitor, Părintele Nicolae, când Sfinția sa spunea, și toți știți despre acest lucru, că nimic nu este întâmplător în această lume, ci totul este proniator. Adică se desfășoară
sub o atentă supraveghere și o bună rânduială a lui Dumnezeu. Și cred că nu exista o zi mai frumoasă în a cinsti pe Părintele Nicolae decât această seară. Și nu întâmplător, ca o introducere la acest eveniment, am așezat această sărbătoare a copiilor. Nu cred că este cineva în biserică care să nu știe de frumoasa relație a Părintelui Nicolae cu cei mici. Cu toții vi-l amintiți în cel mai sfânt moment al liturghiei, atunci când credincioșii se împărtășesc, când Părintele Nicolae ieșea, dând o bucățică de pâine copiilor. Și mi-aduc aminte că imediat, după ce l-am petrecut pe Părintele Nicolae la mormânt, în duminicile care au urmat, copilașii când se împărtășeau, veneau cu toții și făceau așa un pas către ușa altarului. Îl căutau pe Părintele Nicolae să le dea acea bucățică de pâine. Ca o mărturie personală, îmi aduc aminte că în frumoasele seri de vară, când toți copiii noștri erau în curte, mulți la număr, 3 plus 3 plus 4 plus încă 3, erau foarte mulți. Părintele Nicolae venea cu doamna preoteasă cu mașina, simția sa se dădea jos și venea către poartă. Copiii, când îl vedeau din curte, spuneau, a venit Părintele Nicolae. Și toți dădeau pur și simplu năvală către el. Și închipuiți-vă dumneavoastră un pom de Crăciun. Un copil cu poarta din dreapta, un copil cu poarta din stânga, un copil agățat de doiar, un copil agățat de picioare, un copil în gâtul părintelui, era ca un pom împodobit, dar de data aceasta, de mulți copii. Și în seara de nouă, atunci când părintele a trecut la cele veșnice, ajungând acasă, am dat această veste, în primul rând soției, și în acel loc era și fetița mea cea mai mare, Teodora. Când am adus această veste, au început lacrimile. Și Teodora mi-a adresat o întrebare grea. Și de azi înainte, cui îi mai deschide o poartă? Iată că această întrebare a rămas în gândul ei și în sufletul ei și până astăzi. Părintele Nicolae avea o vorbă. Și spunea că cine nu-și cunoaște înaintașii, se aseamănă unui copil care nu-și cunoaște părinții. Și de multe ori ne atrăgea atenția și ne ruga să ne aducem aminte de cei care au fost mai înainte de noi, slujitori la această biserică. Și iarăși mi-aduc aminte ca o mărturie personală, într-o seară de vecernie, când așteptam cu toții să facem ieșirea cu odul, Părintele Nicolae, aici în partea stângă sau în partea dreaptă, depinde cum priviți, în alta își avea scăunelul lui, pe care adeseori stătea la spovedanie. Și îmi face semn și spune, măi, frățioare, e vreo, face. Și mă întreabă, știi tu ce zi e astăzi? 18 iulie. Bun, dar ce zi e astăzi? M-am arătat rușinat și am zis că nu știu. A oftat din greu și mi-a spus, astăzi, pe la orele 2:30, Părintele Chiriac Midoianu a trecut la cele veșnice. Bun. M-a întrebat, dar știi tu cumva pe 20 iulie ce s-a petrecut? Îi zic eu, pe îl pomeni pe Sfântul Ilie. Bun. Altceva. Nu știu, Părinte. La un moment dat, Părinte Chiriac Midoianu, să nu uiți niciodată lucrul acesta. Și iar ca așa m-a luat de mânuță și m-a dus
și era cimitirul de învierea și mi-a arătat pământul părintelui Chiriac, din prionul copiii părintelui Vărculescu, iar că așa m-a luat de mână și m-a dus la cimitirul Velu, arătându-mi iarăși mormântul părintelui Ilie Ionescu, cel care a fost paroh înainte de părintele Galeriu. Iar că m-a luat de mână și mi-a spus să ai grijă și să-i pomeniți pe toți cei care străjuiesc aici, lângă biserică. Vremnicul de pomenire părinte Galeriu și părintele Gheorghe Silvestru și el paroh după părintele Chiriac Vidoianu. Simțea părintele Nicolae ca o datorie sfântă acest lucru, de a-ți aduce aminte de cei care au fost înaintea ta și au sfințit altarul de slujbă. Pe scurt, despre această carte, două cuvinte. Atunci când sunteți, după cum bine știți, într-un pericol sau o oarecare nevoie, ce faceți? Apelați 112. Dacă vă este dor de părintele Nicolae, apelați cu încredere 112 de mărturii din dragoste pentru părintele Nicolae. Mărturisesc că nu am reușit să le citesc pe toate. Am trecut prin ele. Promit că le voi citi pe toate. Sunt cuvinte frumoase, cuvinte izvorâte din inima fiecăruia, din dragostea fiecăruia față de părintele Nicolae. Dar mi-a rămas în minte așa un cuvânt pe care l-am citit întreagă. O frumoasă mărturie. Nu voi da numele celui care a scris-o, dar spunea așa, ca o confuzie a mărturiei sale. Cu toții așteptau momentul spovedaniei. Și părintele câteodată mai trecea de și 5 și un sfert, ușa se mai deschidea, întorcea capul și la un moment dat l-au văzut că vine. Și spuneau cei care erau în biserică, mărturisește persoana, bine că a sosit părintele încă o dată. Dar iată că a venit vremea în care părintele nu a mai venit. Dar părintele, și încheie acolo, rămâne, pum, adaug eu, rămâne în inima fiecăruia dintre noi și în dragostea pe care o purtăm. Dumnezeu să ne ajute să trăiți și să-L pomeniți cu credincioșie.